Salut, sunt Max și bine v-am găsit la un nou video pe canal. Astăzi joc Doors, adică pe Roblox, jocul care l-am mai jucat și cum câteva zile. Și astăzi o să facem ceva așa mai diferit puțin, pentru că o să vă arăt cum ajungem în o cameră secretă, zic așa. Bă, what? Cum am intrat 2 la solo? Aia da. Nu știu cum am intrat 2 la solo, dar am intrat. Bun, deci aici am lift. Puteți să luați două lockpick-uri. Ok, am luat două lockpick-uri și acum am plecat. Hai să luăm repede astea, pentru că poate găsim ceva bani. Și acum hai să luăm cheița. Și cu cheița put chiar am luat niște bani. O să avem nevoie de bani, stai să luăm și pe ăla de jos. Și mi-a dat bani. Bun, o să strângeți cam 400 de dolari, ok? Deci, cum am spus, trebuie să lootați fiecare chest, să fie cam primul pas, în afară, bine, în afară să cumpărați lockpick-uri. Ok? Și, uite, o cameră din asta. Vă recomand să intrați în camerele astea, pentru că găsiți chesturi. Ăsta îl pot deschide cu lockpick-ul, dar nu m-aș risca că poate nu mai găsesc apoi și o să să iau de la capăt. O, camerele astea sunt foarte bune, pentru că au, stai, ce camera e? Camera 8. Ok, sunt foarte bune pentru că sunt foarte multe sertare, ok, deci nimic aici. Poate găsesc ceva. E bun. Aici, oh, bada, bada, vechetă. Și vezi camera aia, mergem și acolo imediat. Bănuți, dăm bani. Băi, și de ce vă acum să lootați camerele astea? Pentru că au chesturi. Dar decât dacă aveți mai multe lockpick-uri. Știți? Sau dacă vă jucați cu cineva și are lockpick. Ok, vine Rush. De acolo o lumânare. Ok, a trecut și Rush. Ok, am ajuns. Până atunci hai repede să lootez și ăsta. Ok, vedeți, e destul de bun, am găsit bani. Și mai multe bani. Ok. Acum hai să... Ah, bă, nu. Stai să lootăm și ăsta. Nu lăsăm niciun sărătare. Mamă, câți bani mi-a dat. Bun. Hai la figure. Camera 50. Ok. Și voi aici la crouch și mergem după cărți. Bun, aud una pe partea cealaltă. Ok, am găsit una. Hai să vedem pe aici, mai văd una. Ok, cam atâta aici. Hai să mergem pe partea cealaltă. Ok, începem de aici. Trebuie decât să le auziți cum am mai spus. Uite aici. Ok, vine în coraș. Ăsta la braș, ne? Figure. Ok. Vine pe aici, oare? Stai că văd o carte aici, parcă. A, nu. Ok, văd că m-a lăsat în pace. Aud o carte, uite aici. Simplu. Încă una aici. Și cam atât aici. Acum restul cred că sunt sus. Dacă nu sunt surd, s-a ratat una. Ok, bun, deci am luat foaia, am luat puțin și aici. Și hai sus acum. Deci... Ok, vine, așteptăm. Aștept să treacă și înapoi acum, pentru că nu vreau să mă risc. Și aud o carte pe partea aia.
Ce mai aud una aici? Și mai aud una aici. Astea sunt toate. Ok. Acum trebuie să vedem codul. Bun, deci am aflat codul 2, 7, 9, 0, 5. Și am plecat. Ok, bun. Și acum aici e partea importantă. Trebuie să venim aici și să cumpărăm cheia asta, vedeți cheia. Am luat cheie. Și cred că m-ar mai ajuta asta, lanterna și știi ceva, iau și asta. Ok. Salut. Mă blind. Bun. Bun, camera 55 și văd că vine raș. Ok, ne ascundem aici. Bun, ne apropiem. Și acum dacă aș fac cheia și i-aș lua loc picul, e simplu, cam asta trebuie să faceți. În rest, n-aveți nevoie de altceva. Dar acum trebuie să vă arăt unde se află acea cameră secretă. Le păstrez pentru camera secretă. Bun, am găsit un loc pic. E bine, presupun. Și mai stăm să luptăm dacă avem un loc pic în plus. Mergem direct și deschidem ușa așa. What? The fuck? Cheia, asta nu mă așteptam. Cheia, am două baterii aici. Deja asta chiar nu mă așteptam. What the fuck? Camera 60. Și aici este, într-un fel, locul. Intrăm pe aici, deci stați așa să vă văd. Intrați în camera 61. Nu, 60. Găsesc. Și aici e un dulap. O luați pe aici, prin spatele dulapului, da? Veniți pe aici și pe aici. Dar ușa încă o să fie închisă. What? Ușa încă o să fie închisă aici, da? Deci, mai întâi o să trebuiască să... Mă, ce tablou frumos. O să trebuiască să mergem mai întâi să deschidem ușa. Bun. Deci, ca să deschidem ușa, venim pe aici. Hai mă să folosesc și o lanternă asta. O luăm pe aici, coborăm. Uitați, vedeți aici e ușa de aia. Deci cum am spus, coborăm. Căutăm maneta. Unde e maneta aia? Nu știu. A, uite aici, simplu. Și urcăm. What? Unde urc? Ha? Hello? Unde sunt scările? A, pe aici. Bun, deci noi o luăm pe aici și mergem înapoi pe aici. Ok. Bun, deci acum că am ajuns aici putem vedea, s-a deschis ușa asta, se aude o muzică ciudată. Și A000, asta e camera secretă. Bun. Dar acum trebuie să deschideți cu lockpick-ul ăsta. Acum mai e decât cheia care deschideți aici. Și gata. Ați ajuns în A000. Hai să dăm aici să intrăm. Ca să vedeți și voi cum e. Bun, am ajuns în The Rooms. Astea sunt camerele secrete din Doors. Putem să vedem că nu ne mai putem întoarce. Hai să luăm video de asta. O lanternă. Asta e o lanternă care se reîncarcă într-un fel. Și acum, pur și simplu, trebuie să ajungi la ore A1000 sau A200. Una din două. Recomand A200, pentru că A1000 durează câteva ore să ajungi. Cred că o oră sau două. Bun, și cam așa ajungeți în camera secretă. Ok, deci vine, dar o să încerc să mă mai fac puțin. Ok, m-a luat.
Da. Cam, sper că... Ok, așa e zis, cum am spus, foarte simplu, să intrați și... Da. Puteam să ajung și la 200, dar mă plictisem. Și asta am ales să... Nu mă bag în dulap. Bun. E bine că v-am dat acest episod, dacă v-a plăcut, nu uitați de butonul de like și ne-am zis în toate. Pa, pa!